Numai puțin de 15 autoturisme au fost vandalizate în cursul nopții de luni spre marți pe mai multe străzi din Alexandria, județul Teleorman, autorii distrugerilor au acționat culmea mai mult în zone principale și mai puțin pe străzile laterale. Proprietarii mașinilor și-au găsit autoturismele avariate, unele dintre ele cu cauciucul tăiat, altele cu vopseaua distrusă sau oglinzile rupte. Nimeni nu știa cine ar fi putut face așa ceva, de ce și mai ales cum a fost posibil să acționeze fără să bată la ochi, mai ales că vorbim de o perioadă în care noaptea, între 23 și 5 este interzisă circulația. Lucrurile s-au limpezit după ce polițiștii au vizionat imaginile de pe camerele de supraveghere. Indivizii care au făcut ravagii în tot orașul, pe străzile principale în special, au apărut în mai multe locuri pe camerele de supraveghere din diferite zone. Se deplasau cu un BMW negru, mașină care a fost cumpărată de la o firmă. Astfel, după ce a fost descoperită mașina, autorii vandalismelor au fost ridicați. Sunt patru indivizi din comuna Buzescu, Teleorman, cu vârsta între 19 și 25 de ani. Vandalizarea autoturismelor nu a fost singura faptă comisă în acea noapte. După ce au distrus bunurile oamenilor, au agresat un navetist care aștepta la ocazie pe strada București. L-au lovit, apoi l-au abandonat în stradă, totul fără un motiv anume. Suspecții au fost duși la sediul poliției și după 12 ore de audieri au fost reținuți și apoi eliberați sub control judiciar.